Atmosfera de vacanță de pe plaja Costinești a fost întreruptă în această dimineață după ce o bubuitură puternică s-a auzit în zona digului. Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină, iar prima ipoteză lansată a fost că o mină marină s-ar fi lovit de dig la aproximativ 300 de metri de plajă și ar fi explodat. Din câte se pare, impactul cu stabilopozii a fost atât de puternic încât mina s-a detonat. La fața locului, salvatorii au intervenit cu auto specială de stingere, un echipaj de prim ajutor, ambarcațiunea RIB, precum și echipajul CBRN. O echipă de scafandri EOD se deplasează în zona Costinești pentru a investiga ce s-a întâmplat acolo. Un tânăr de 18 ani a privit cu groază momentul exploziei. Acesta a declarat că a văzut mult fum negru, iar la scurt timp, poliția și pompierii au venit la fața locului. Din fericire, în urma exploziei, nicio persoană nu a fost rănită și nici nu s-au înregistrat pagube majore. Sosiți la fața locului, colegii au perimetrat zona. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Se confirmă faptul că este vorba despre o explozie în dig. Echipele de intervenție ar fi depistat și a doua mină, care ar pluti în aceeași zonă. O echipă de scafandri cercetează zona pentru a înlătura orice pericol pentru turiștii aflați pe plajă. Întreaga operațiune este însă îngreunată de valurile mari din această perioadă.